Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe Neba și nu uitați să folosiți codul DS3 pentru 3% reducere. Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră, băieți, cu oțelul Galați, da, e viața mea. În acest frumos, extraordinar, nemai văzut episod, trebuie să simulăm și intrăm în perioada de iarnă, după care, da, cred că vom juca meciul din sferturile cupei. Împotriva lui FCSB, echipa deasupra noastră. Nici măcar nu înaintăm bine, deja vedem că primim o ofertă de loan to buy. Am putea da frumos un delegate. Și pe o perioadă foarte scurtă, dacă vreți, vă-l împrumut, dar undeva până, nici nu știu, undeva până la începutul verii acesteia, adică nu pentru un sezon și jumătate, că nu-i frumos așa. Urmează un meci cu viitorul Constanța, dar înainte de acestea vedem că tânărul nostru jucător poate evolua pe poziția de camă, dar nu se schimbă absolut nimic cu un tânăr jucător la Academie. Și vom simula această partidă cu farul Constanța. De ce să nu o numim așa? O simulare în care vedem că scoatem un 3-0, Andone, Sefer și Răducan reușesc acolo să marcheze foarte bine. După care, hopa, ce se vedeți, urmează meci cu Botoșaniu, o echipă de-a noastră și o ofertă de împrumut pentru un tânăr jucător la Arsenal, băiți. Jucător care valorează 1.000.000 de euro, o veni la noi, liber de contract, o evolua și la acolo foarte puțin. Îi dăm o simulare cu moldovenii noștri și scoatem un 3-2 Andone Sefer și zim că Răducanu, din nou Andone, reușesc să marcheze, ne bucurăm. Răducanu acum când mă uit la el începe să aibă câteva apariții mai nefericite, nu prea mai reușește să marcheze. Îl vedem pe Andone cu 9 goluri în Liga 1 din România, trebuie să arate acolo că totuși veni din Premier League. Sperăm să facem o treabă foarte bună cu acesta și Tavares, brazilienos nostru, Igor. De ce nu du-te împrumut la aceeași echipă unde este și Pașcanu, dacă nu greșesc, la CFR Cluj? Bine, problema e că Pașcanu a fost împrumutat pentru 2 ani de zile, pe când tu ești împrumutat doar jumătate de an, dar veți reveni amândoi în Liga 1 din România în același timp. Mai înaintăm măcă puțin și aproape că intrăm în anul 2022. Prima ofertă și pentru Cowell, da, am dat din greșeală pe 2 ani. Aici a fost vina mea, dacă... Nu l-aș împrumut. Da, tocmai la Arsenal, bă, băiatule. Pe o perioadă scurtă de timp, eu zic că este destul de ok. Dar mai țin puțin, ala. Totuși ești un tânăr jucător, hai să nu îi împrumutăm pe toți. Nu mai țin așa puțin la noi. Tânărul nostru brazilian vedem că a și plecat împrumut, s-au înțeles acolo la contract, este totul bine perfect, îi convine echipa. Ne bucurăm, ofertă totuși pentru coadă, pentru jucătorul nostru LB, tocmai în Turcia. Dar este o ofertă cam micuță și este pentru jucător LB, titular la noi și este un jucător de bază. Și nu mă grăbesc să scap de el, sincer să fiu, așa că o să întreb de un dublu față de cât valorează el, se enervează, e ok. Dacă nu scap, nu mă supăr. Dacă era un jucător de care trebuia să scap neapărat, acceptam și pe 1.000.000 și puțin, și pentru 1.500.000. Dar dacă nu vreau să scap de el, de ce să-l dau? Ajungem pe întâi și vedem că a venit, cred că, ultima lună la moldoveni în care ne aduce un lupu interesant, ne bucurăm. Marius Răducanu, slăbuț, Hila, slăbuț, Lăcătuș, nimic, chiar Barnatiu, absolut nimic, trebuie să-l punem din nou. Vedem că Blerinca, Codreanu au plecat. Dacă ne mutăm acum, cred că putem să-l trimitem, da, și în altă parte, pe unde să-l trimitem? Putem să-l trimitem în orice țară vrem, în orice țară. O să cerc o chestie interesantă și diferită, o să-l duc în Coreea, dar vreau după aceea să văd dacă îmi reușește treaba, să ne aducă absolut orice din Coreea, dar vreau să încerc o modificare. În acest moment vedem că Bang Yu, chinezul nostru ce în România, scrie acolo Type Country Romania. Iar aici vreau să încerc o modificare la Coreea. Și în acest moment vreau să văd dacă schimb vreo ceva, ieșim. Reintrăm, sunt curios. Tot în Coreea.
Intrăm să analizăm în continuare care este treaba cu tinerii noștri jucători. Ne uităm la Floca, moldoveanul nostru Floca, care probabil are hash potential to be special, dar nu are mai deloc, mai deloc vârsta necesară pentru a promova. Vedem că este destul din altuț, este bunicel. Potențialul lui este unul imens. Să ajungă la Barcelona, Real Madrid, un super moldovean. Da, na, ce să vedeți, băieți, că hop așa, are 16 ani, ca și Vladimirescu, care e acesta, vedem că potențialul lui duce tare în jos. Miranda, cam ci, amândoi au cam același potențial, iar Gabriel de Oliveira mai are mult de crescut, dar n-are hash potențial to be special. Hai să-l dăm afară și mai rămânem doar cu jucători de 15 anișori. În acest moment ne vom uita să vedem câți jucători de ai noștri vor rămâne fără contract și dacă ne uităm, 7 jucători rămân fără contract. Mici probleme. Primul jucător este Florin Niță. Putem vorbi cu el pentru că am discutat pe 1 iulie, deci este bine. Crucial va fi mărit cu un an, iar salariul zic să-l micșorăm. Un 5.000 de euro, zic este ok, este perfect. Niță va primi un contract mai micuț, va fi acolo undeva în top. Dar că am trebuit să discutăm și cu Florin Andone, dar încă nu putem discuta, că l-am luat cam târziu și cred că aceeași problemă este și cu Danny Rose. Sperăm să vedem care este situația cu aceștia. Lui Ciprian Deac nu-i vom putea reface contractul, la fel și lui Neagu, pentru că amândoi vor să se retragă și au mai rămas Liviu Antal și Mereuță. Lui Mereuță o să-i refacem contractul pentru că este un jucător pe care măcar aș vrea să-l dau spre împrumut. Sporadic va expira următorul contract peste 4 ani și jumătate, iar salariul un 800, 15 de 800. Zici că e ok? Este perfect. Probabil puteam să dau unul și mai micuț, dar dacă l-a mărit, nu s-a supărat pe noi. Vedem mai te măreți noștri jucătorii împrumutați. Stan 66 OVR a crescut 4 puncte deja, valorează 2 milioane, foarte, foarte bine pentru Stan. Când mai vedem, au mai rămas de refăcut contractul doar lui Liviu Antal. Iar acestuia, na, i-aș da un salariu totuși puțin mai micuț, doar 1000, vedem că vrea mai mult cel. Acceptăm, nu ne supărăm și la semnătura tot ce vrea el. Liviu Antal, care, na, va scădea, deja o s-a dus cu 2 puncte în minus. Este, cred că, în top 1 din cei mai slabi jucători ai noștri. Și jucătorilor care le se mai duce contractul în acest moment sunt lui Danny Rhodes și lui Antone, pentru că încă nu putem discuta cu aceștia, dar Neagu și cu Deac oricum se retrag, n-avem ce face cu ei. Ofertă din prumut pentru Cowell, doar că a rămas cam fără jucători în acest moment, deci nu mai accept oferte de împrumut pentru acesta. Trebuie să ne uităm puțin la echipă. Mai avem rezerv? Nu prea mai avem rezerv. Da, dacă stăm și analizăm acum, trebuie cumva acolo să ne păstrăm lotul. Uite, vedem că Ghiocel are statistici mai bune, dar aș încerca o chestie, aș forța un transfer. Bă, da, un transfer de zile mari. L-aș forța în ultimul hal. Sorescu din Liga a doua din România, îl forțez, am zis. Vreau un transfer acolo. Și am ideea potrivită. Ghiocel să nu, Coadă că este jucătorul nostru. Coadă alături de 1 milion. Ce spuneți? Coadă și 1 milion. Vedem că îl vor, este foarte, foarte bine. Mamă, dacă reușim acest schimb, suntem cei mai tari. Coadă și 1 milion. Ar cam trebui, de n-am o să-l cam dați. Știu că este jucătorul vostru de bază, știu că este un jucător extraordinar. Dar, din păcate, sunteți în Liga a doua din România în cariera noastră. Îmi pare și mie rău, dar acceptă 1,1 milioane Pisorescu. E o celitate, îmi pare rău. N-am, îmi pare rău. Pentru Sorescu, în Liga a doua, trebuia clar să acceptăm. Eu îi dau așa, îl întreb ce vrea să fie. Dar evident că va fi crucial, bă, da, reușit un transfer. Și pisumi mici de bani, cum îmi place mie să fac, pisumi mici de bani. Deoarece suntem în Liga 1 din România și n-avea sens să dăm 5 milioane pe el când dăm un singur milion. 1,1 milioane, vine direct Sorescu la noi și chiar îi vom mări salariul, presupun că o să vrea unul și mai mare de atât. O să-i dăm, știi ceva, suntem darnici cu el. 3.000 de euro. Cam puțin, parcă văd, parcă aud-i cam puțin. Am dat pe seama că am puțin pentru el. 3,8 un 38. Ce spuneți? 3,838. Acceptă. Dean Sorescu este noul nostru jucător și ne-am adus acolo un râbă. Era bun râpă. N-am ce comenta. Ghiocel va rămâne în continuare banda noastră. Rezervă va fi aici râpă.
Intră Sorescule, tată, Sorescu aici, forță, alături de Sefer, mamă ce echipă avem. Sorescu, care mă gândesc că era cam convocat la Naționala României, dar el era jucător de Liga 2 a României, bă, băiatule, bă, ne uităm așa, oleacă în top. Îl vedem pe Sorescu, n-am ce comentarii. Jucătorul cu numărul 22, fără probleme. Vom face RB de prima clasă, de prima clasă. Bine, cred că îl putem transforma și în jucător mai ofensiv, dacă nu greșesc. Dar vedem că are un meci în Cupa României. Cred că de la am și fost eliminată din cupă. Are un șut cam slăbuț. Sorescu, eu zic să rămâi aici la noi și să faci spectacol total. Ușă primul mare transfer de mare clasă. Îmi plac așa schimburile. Uite, vedem și pe Dean Sorescu acolo frumos prezentat. Am adus un leu la Oțelul Galați. Păi și după cel mare transfer vedem că nu se mai întâmplă absolut nimic. Nu mai primi și noi acolo. O, Pangrațiu! Perfect, în sfârșit. LB-ul nostru! Bă, și ce ofertă bănoasă. Dar Pangrațiu are ceva potențial? Parcă prea mult valorează, sincer vă zic. Te scot așa. Dar nu mai putem vedea acum. Dar la 62 eu vrei să valorezi atât de mult, înseamnă că e ceva. Dacă vreau Astra Giurgiu, mi-am convine. Întreb acolo dacă vor să-mi adaugi un bănuț micuț în plus. Și dacă îl vindem și pe acesta, cam rămânem cu rezervii. Am și comentat, uite, 1,6. Sunteți de acord să-mi adăugați încă puțin? Vedeam că nu prea sunt de acord. Dar atunci, 1,5 milioane fix, că văd că nu vreți să-mi adaugați. Nu vor să mai adaugi, mi-am convine. Vedeți, dacă de asta vreau să scap, îl dau pe orice sumă, nu mă interesează. Pangrațiu sau Pangratiu, nu știu cum exact, va pleca și mai rămânem cu două rezerve. Opa, și de fapt aici fiți atenți că avem și mici probleme. Cred că Antal chiar va fi mai mult rezervă la noi. Opa, 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 dar sper să vrea să plece acum. Și s-a vândut și mărețul nostru jucător chiar foarte, foarte rapid. Îmi place că am văzut mulți jucători de la Academie. Dar la echipe așa din Liga 1 din România. V-am zis, mă bucură treaba asta. Iar acum este momentul oportun să încercăm să mai aducem o nouă bandă stânga. Intervenește și pe Nistor. A reușit să se transfere la Victoria Guimarães. Parcă așa se numea acea echipă din Portugalia. Urmează în mari, mari meci cu Hermannstadt. Doar că acum ar cam trebui să ne mai orientăm după un jucător maxim 2. Cam așa ar trebui. Uite, avem așa un RB bunicel, uite, avem și apărător. Avem pe City, au fost jucători la Dinamo București. Putem să mergem pe încă un jucător de la Dinamo. Putem să ducem oare pe Filip. Putem să ducem pe Radu, pe care vedem că pe amândoi putem aduce foarte, foarte ieftin. Putem să ducem pe acest belgian. Opa, care are statistici destul de bune, dar este prea important, băi. El este prea important. Putem să-l ducem pe Finică, rezervă, dar nu are pace absolut deloc. Colarov. Am dat Cilente, Colarov. Nicio treabă. Muruțan a plecat și la Watford. Muruțan acolo unde o să fie colegul fostul nostru jucător Olaru. Un nou transfer acolo a unui român. Nu știu dacă se află în Liga 2 sau în Liga 1. Urmează meciul cu Hermannstadt în care Sorescu se va face debutul la Oțelul Galați. Un meci pe care, surpriză, hop, ce să vedeți, nu cred că se aștepta absolut nimeni un meci pe care îl vom simula. Și scoatem un 3 la 0 Răducan, Halilovic și Andone. De data aceasta marchează normal că Andone nu se pune în problema. A ajuns în stadiu în care vedem că Florin Andone se simte chiar foarte, foarte bine la echipă. Mai avem momente în care ne mai putem face vreun transfer. Pangrațiu cumpărat, dar Balaurul vândut. Vedem, mamă, Iliev și Calmar au plecat amândoi de la CFR Cluj pe aproape 9 milioane, pe când Calas a venit la CFR Cluj pe 2,7 milioane. Transferuri mari, jucători aduse acolo liber de contract. Muruțan vândut pe 15 milioane. Deci și în locul acestuia a venit Sandoval, se pare. Gasmetanu aduce liber de contract. Noi am vândut 2 jucători și l-am adus pe Sorescu. Pangrațiu a plecat pe 1,45 coadă. A plecat practic gratuit și pe Sorescu a dat 1 milion. Încolo a fost un schimb. Pigleaceli și Nistor au plecat și ei pe aproape 5 milioane. Hopa, că ce să vedeți, Liga 1 din România devine mai ușurică și ne bucurăm. Chiar foarte, foarte mult. Ne trebuie neapărat un jucător pe poziția de LB și nu știu dacă să aduc acum pe Steleanu Filip, că ar fi puțin ciudat-ish să aduc doar jucători de la Dinamo.
Avem pe Sitea, care acesta au mai trecut pe Liga 1 din România, iar dacă îl putem achiziționa foarte, foarte ieftin, eu zic să îl readucem în Liga 1 din România, de ce nu? Acest jucător mai jucând la Concordia Chiașna, jucând la Petrolul, plecând împrumut în Germania, reîntorcându-se la Petrolul, după care a fost adus gratuit de către FCSB. Iar practic în acest moment o să vedem dacă este dispus să vină de la FCSB, pe vremea aia numindu-se Steaua București, să vină direct la Marea rivală. Întrebăm de un 950.000, după care dacă nu sunt de acord întrebăm de un milion și vom întreba chiar acum în continuare de sub un milion, pentru că suntem ultimii strict, suntem ultimii cărțari. Nici măcar un milion pe site, jucător de 71 VR, bătrânel, brazilian, dar destul de bun, are stamina și asta chiar mă bucură. Vedem că acesta vrea să fie important la 71 VR. Gândiți-vă ce echipă avem dacă la 71 VR acesta vrea să devină important. Îi vom da un salariu mult mai mic, un 7.000. Vedem că este de acord. Mă așteptam să mai fac așa puține figuri, dar n-au băieții noștri nici măcar un stres, nici măcar un stres. Putem negocia oare? Putem și la Florin Andone să-i micșorăm contractul ăla când mă enervez când îl văd. Exagerat de mult, vom mări contractul doar cu un singur an de zile, fără nicio clauză de reziliere. Ne vom întreba 50, băi, 50% pe minus direct, întreb. Vedem că e de acord. Andone de la 20.000. Va trece la un salariu mult mai mic de doar 10.000, vedem că acceptă din prima, cred că puteam să dau unul chiar mai mic. Andone rămâne cu cel mai mare salariu de la echipă, dar măcar este puțin acolo cu bun simț. Doresc cu culmea că are un salariu chiar mai micuț. Medici cam mărice la că mă întrebați pe mine, bărbăt cam la fel, ar fi trebuit și la el puțin cam micșorat. La brazilian cred că puteam să dăm chiar mai puțin. Haideți să refacem conta. Oh, nu putem lui Danny Rose. Mai așteptăm atunci, nu mai țin minte. Am adus pe amândoi în același episod, dacă nu greșesc. Cred că în episodul 13 am adus pe amândoi. Ca să fie totul mai frumos, o să-i redau înapoi tricou cu numărul 16 lui Ghiocel. Tricou pe care l-are și în realitate, doar că a fost mutat în momentul în care Ovidiu Heri a vrut el tricou cu numărul 16. Dacă tot este liber, Sitea, un LB brazilian, cum se cade, cu numărul 12. Așa trebuie să fie un brazilian, LB în special. Noul Marcelo de Galați, cum l-ați numit voi în comentarii pe Halilovic, Messi de Galați. Nu știu dacă automat este cea mai bună mutare pentru că mai avem bani, dar mă regândesc să-l aducem oare pe Stan. Cum ar fi să revină Stan la echipă? Stan, știți care e Stan? Acest Stan, care este împrumutat, dacă îl întreb acum... Oh, 3.000, deci l-aducem imediat. Medici, vedem că deja se apropie de 70 VR, vedem că aproape toată echipa. Mă, Sedorf și Răducan. Răducan, sincer, chiar pare mai slăbuț în ultimul timp. De Răducan chiar îți relativ puțin dezamăgit. Și dacă mă supăr, cred că o să fac ceva de genul acesta. Așa. Bărbuț. Dar mai testez. Îi mai dă oportunitatea lui Răducan în acest match. Împotriva FCSB-ului, match pe care, cum am zis, îl vom juca. Iar la Sedorf, bă, că... Bă, mi-am place Sedorf, mi-am place, că are o viteză foarte, foarte bună. În momentul în care ai un jucător care se comportă ca unul de 96 pace, bă, eu zic e ok. 90, bine, are 92, dar 92 plus 4 se comportă, care o stare foarte bună, se comportă ca un 96 pace. Viteza aia mă ajută foarte, foarte mult, dar vedem că voi ați prefera altceva. Aș mai încerca totuși așa, te mai duce mare vreun jucător, te-a Rusul pe partea stângă, dar nu știu, dar nu cred că are potențial. Și că mare așa vreun schimb, te-a uit Arad în cariera noastră în Liga 2-a. Bătrâna doamnă se află în Liga 2-a. Fiind Big Falvinsua, îl întreb chiar dacă îl vrea pe atacantul nostru. De ce nu? Alături de un 800 de mii. Ea mi-ar conveni să dau atâta. Vedem că nu prea îl vor pe acesta, nu contează, mai avem, te întrebăm chiar oare de Ciprian Deac, se duc oare pe finalul carierei Ciprian Deac, dacă tot se retrage ce avem de pierdut. Se duc acolo pe 1.200.000 și un 5% într-un viitor transfer, Ciprian Deac, nu-l vor nici pe Ciprian Deac. Atunci pe brazilianul nostru, ultima mea ofertă, la brazilian, un 5% dintr-un viitor transfer. Pe atâta, un schimb pe schimb. Dacă vreți măcar pe brazilianul nostru, care oricum nici nu prinde niciun meci, Vila, și zic, te vor băieții, ce bine că te vor băieții, dar suma ca măricică de bani, dacă mă întrebi. Zic că hoțul nu prea strigă hoțul în acest moment și cu un 300 de mii, bine, oare Big Fall Vila noi? Se mai gândesc. Vă las să vă mai gândiți mult și bine. Dar la atacant să nu mă mai gândesc. Mă bucur măcar că mai putem scăpa de un apărător și ne ducem un jucător pe partea de mijloc.
Și vedem că băieții cred că sunt aproape hotărâți. Îl vor pe brazilianul nostru, are showing great potential, dacă nu poate juca absolut niciun match. Mai avem încă un QB care are showing great potential și anume Medeș, care este și român. Trebuie să fim patrioti, băieți, lăsăm acolo. Păstrăm românul, că așa suntem noi. 400 de mii, mă acceptă. Izileanu, Big Fall Vihai, înapoi în Românica. Un sezon, cred că mai stai și tu prin Românica. Crucial, vine Jesus la noi la echipă. L-aducem pe Jesus, l-aducem pe Thor, dar punem așa, vine director la noi în echipă. Sau poate nu. Big Fall V, oficial este jucătorul nostru și ne bucurăm că revii să te retragi în România. Transferuri foarte ieftine. De ce nu 300 doar? 300 de mii. Și acum întrebarea care este? Păi, sincer, parcă îmi place mai mult Big Fall V. Vreți să vă mi, dar nu prea are stamina. Ba da, are 82%. Big Fall V titular, gata. Român autentic. Lăsăm doar românii. Ciprian Deac, de-a lungul carierei, vedem că preferă foarte mult tricou cu numărul 17, tricou pe care l-are și la națională, tricou pe care l-a avut și prima oară la CFR Cluj. Chit că în ultimele dăți are tricou cu numărul 10, sau 7 sau 17. Păi vom schimba atunci și lui Ciprian Deac, îi vom da tricou cu numărul 17 dacă tot se retrage. Lui Sedorf, o să-i dăm tricou cu numărul 77. Dacă ați văzut foarte clar, era și pe lista de transferuri. Bine, dacă n-am primit o ofertă pe el, degeaba și nici nu-l dau acum. Iar lui Big Falvi, ce surpriză mare, tricoul cu numărul 10. 10 de car. Ne-am întărit cum trebuie echipa, eu sunt mulțumit. Uite, vedem și mini Big Falvi și la CFR Cluj acum. Seamănă jucătorul pe care l-am adus noi și seamănă jucătorul pe care l-au adus cei de la CFR Cluj. Uite, aici așa îmi plăcea prezentat, altceva mai frumos, stai și la Botoșani a plecat, pa, eu vreau să văd acolo așa, discuții, alea. Mă uit așa în clubul meu, Sorescu, cel mai, mama, da mai mult pe Sorescu decât l-am vândut pe Mircea, dar măcar uite de unde am avut bani, uite, Big Fall pe aici, în top, aia zic, medici, opa, uite, plecări. Și câteva veniri, ca așa de bun simț, te-a plecare, bă, da, au plecat câțiva și au venit câțiva. Cam m-am adus liber de contract, cam cât ți-am dat, dar uite, și Vila care a jucat jumătate de sezon anul, uite, parcă îmi pare puțin rău că l-am dat. Dar au venit liber de contract, țaca, paca, imediat. Eu nu prea sunt supărat că am adus alt român acolo cu showing great potential, să ținem minte. Și oficial s-a încheiat și perioada noastră de mercato. Big Falvi, dacă nu greșesc, cred că și acest om a jucat pe la FCSB, dar ultima oară a jucat la Dinamo București. Deci, practic, echipa noastră are câțiva jucători la Dinamo. Dacă chiar vreau să verific așa de curiozitate. Hopa, Ștefanion, pac, vine imediat. Pangrațiu, nu, Comăneci, nu, Catargiu. M-am grăbit. Asta nu mă mai interesează și asta are o vere, dar n-are potențial. Mamă că am scăpat acolo de câțiva jucători din greșeală. Asta este, băiți, neatenția. Și aici ăla din Corea, Tong Yong Hong, sunt foarte slabi. Dacă am dat afară un jucător de milion, cât snub, ce s-i face? Păi, în primul rând și în primul rând, Floca moldoveanul nostru, trebuie să așteptăm să fac 16 ani și 60 VR. Dinescu, vedem că n-are potențial, măcar dacă avea 60, aia că-l dăm afară. Stefaniou, îl dăm și pe acest afară. Mai păstrăm pe tot. Dar practic au venit ceva bunicel, dar i-am cam alungat noi. Asta e de acum, băiți. Ofertă de împrumut și pentru mereuță cu un loan to buy. Nu știu din ce țară acea echipă. Păi eu îl dau, dar va pleca vara următoare. Deci mi-am convenit. Vara următoare, dacă vrea să ducă jucătorul meu împrumut, eu sunt cel mai fericit. Meci cu Chindia Târgoviște, meci pe care îl vom simula. Doar că vor interveni câteva mici modificări. Aici aș vrea să-i las chiar pe cei mai slabi, sincer să fiu. Îmi va da foarte frumos un quick sim unde reușim o înfrângere cu gol din minutul 1, înfrângere cu 1-0, gol în minutul 1. Iar în acest moment urmează marele derby împotriva FCSB-ului, în care vedem că joacă acolo Coman, Popescu, Vână, Ial Popescu, Aidă, Panțărul, Cristea, Filip Crețu. Va fi un partid destul de interesant. La noi câțiva sunt obosiți, ei joacă parțial cu rezervele. Moruțan a plecat, mai sunt vreo 2 jucători pe acolo care au plecat, jucători de bază. Deci ar fi momentul oportun și un moment perfect în care am putea câștiga noi. Normal că în alb, pe ei vom îmbrăca în roșu și haideți băieți să facem un meci foarte tare.
Abia aștept să facem spectacol aici. A, și da, chiar n-am putut să număr jucători care au trecut pe la Dinamo. Bine, avem și câțiva care au trecut pe la FCSB. Cam se pare pe zăpadă, Gabriel Răducan. Cel mai bun marcator din Cupa României. Ne bucurăm să auzim chestia asta. Oricum avem o echipă foarte, foarte interesantă și cu mulți jucători care au mai trecut pe la această echipă. Mamă, ce mișto se vede acum cu steagurile în stânga și cu dreapta. Mamă, deci se vede genial. Foarte, foarte fain. Și haideți să jucăm pe acest teren care mă gândesc că fiind a unei echipe care în realitate joacă în Liga 3-a, ar cam trebui să fie puțin cam stadionul, vai de capul lor. Măcar l-avem pe Big Falvey care vine din Rusia. În realitate, el vine din Suva și ar trebui să fie obișnuit puțin cu frigul. O pasă direct pentru Florin Andone. Ce schemă acolo pentru Florin Andone și apăr Vlad. Începe direct cu un super save. Hai Andone din nou peste poartă. Începem bine, băieți. Începem chiar foarte, foarte bine. Danny Rose trimite acolo pasul lui Florin Andone. Andone cu schemă și blocat și din nou blocat. Panțărul cred că acolo sau nu știu care este jucătorul. Vedem și pe Dorinel Muteanu. Medici trimite acolo pasul lui Dean Sorescu. Dean Sorescu pregătit să înainteze. Îl vede cumva pe Big Falvey. Big Falvey acolo printre. O fază frumoasă creată de către acesta. Bun. Danny Rose înaintează, îi trimite acolo una lui Big Falvey. Încearcă cumva acesta, îi trimite lui Andone. Andone direct în fort și ce șut prinde acest atacant. Nu cred că nici măcar nu cred că era cu piciorul lui principal. Andone cu un gol foarte, foarte frumos și cred că am cam întărit echipa, băieți. Am întărit echipa cât să ne descurcăm. Și în Europa League, vă zic sincer, avem acum în acest moment o super, o super echipă. Un șut direct cu stângul, o torpilă acolo cu stângul. Florin Andone se deslănțuie la Oțelul Galați. Adevărul că în Premier League, da, e nivelul mai greuț, la fel și în La Liga. În Liga 3 la Oțelul, parcă eu leacă mai ok. O, atacantul acestora cu un șut pentru, bă, sare mingea cumva, nu știu dacă era, nu era Florinel Coman. La vână acolo, sare mingea la vână, din păcate, și reușesc cumva aceștia să marcheze. Bă, un șut acolo, a ieșit Niță, s-a oprit mingea și din Medici, 1-1 egalați imediat, ne-am bucurat de n-am mai putut. Oricum a fost pistei. Florinel Coman o pasă, dar totuși în acest moment chiar îmi plac apărătorii mei. Și Stoian și Medici și mari și puternici. Big Falvey aproape să blocheze. Bine acolo apărătorul. Ce ziceam? Una mai departe. Hai Big Falvey. Îl așteaptă cumva pe Florin Andone. Înaintează Andone, dar nu are cu cine. Andone așteaptă. Una la Sefer pentru Big Falvey. Și cam slăbuț acolo. Ținut sincer să fiu. S-a încurcat Iisusul nostru singur el. Iisus de Galați și apără Vlad să încheie prima repriză cu scorul de 1-1, măcar de data aceasta ne-am întâlnit cu FCSB, măcar am avut și noi puțin spectacol, totuși am dominat și asta este important. CFR Cluj 2-1 cu Universitatea Craiova, echipa noastră este mai obosită, mai continuăm puțin, mai continuăm câteva minute așa, după care urmează câteva schimbări importante. Andone în acest moment, Andone o trimite lui Big Falvey. Big Falvey înaintează, o trimite lui Danny Rose. Cam slăbuț acolo. Aoleu, hai Medici, fraierit era pentru Florinel Coman. Opa, păcăliș de Ansurescu. Pogba se duce la Barcelona. Stoian încearcă acolo cumva să blocheze și ce l-a fraierit. Nu știu dacă este Tavi Popescu, ba nu, este Wide acela. Ce fentă pe Niță, băiatule. Fază frumoasă, cum a înaintat. Uite ce a făcut aici, a trecut jucătorul. Din păcate suntem conduși cu scorul de 2-1 și facem prima noastră schimbare. Pe partea stângă va intra în acest moment Bărbuț. Avem nevoie de Bărbuț, vom face un schimb Bărbuț pe dreapta, Sefer pe stânga. Vedem ce face în acest moment Dean Sorescu, dacă reușește cumva să trimită una lui Bărbuț și înaintează Bărbuț fără să piardă mingea. Oare reușește acesta să treacă, în continuare o centrare acolo pentru Sefer și un șut. Doamne, simt că a fost deviată, pare a fi corner. Bun, dacă ăla era șutul Sefer, era clară treaba. Andone foarte, foarte aproape. Așa, cam trebuie să
Forțăm, băieți, forțăm un atac, un ultra-atac. Va ieși, sincer să fiu, va ieși aici brazilianul nostru și în locul acestuia va intra Halilovic, câte se pare. Halilovic care va fi jucător camă, una dintre mutări, și va mai ieși Răducan și va intra în locul lui Cowell, jucătorul nostru din SUA, pe care bine că nu l-am împrumutat. Mutăm direct, băieți, pe ultra-atac. Încercăm să forțăm ceva frumos. Haideți! Încercăm. Sefer în acest moment. Pasă greșită din prima. O, pasă acolo. Jucătorul nostru era pe jos, din păcate. Haideți să blocăm un șut apărăniță. Bun, perfect. Verificăm ultra-atacul. O pasă superbă la jucătorul nostru din SUA. Haideți. Mai departe lui Antonio Sefer și faultat acolo. Băi, cam fault, nu știu ce să zic. Lorenel Coman cu toată viteza lui se pare că reușește să treacă. Nu știu dacă îl va prinde medici. O centrare acolo, dar intervine foarte bine fraierit unul dintre jucători. Haideți să blocăm. Apărăniță, senzațional, senzațional, dar suntem priși mai mereu pe contraatac. Deja e mort bărbuț, nu vine să cred că deja este mort bărbuț. Momente dificile, momente foarte dificile. Dar nu înțeleg cum obosita noștri atât de rapid. Și gol din corner. FCSB-ul totuși ne arată că n-ar că am trebuit să mai visăm la Europa League. Aoleu, cât ghinion pe noi. Probabil că scrie deja eliminarea din cupă. Asta e, măcar am jucat bine. Danny Rose mai departe, dacă reușește cumva să-i trimite, ajunge mingea la Bărbuț. Bărbuț așteaptă să-i trimită unui jucător, îl vede cumva acolo pe jucătorul nostru din SUA. Haideți, deposedat din păcate. Asta este, băieți, de-abia s-au întâlnit jucătorii. Păcat, putea să fie un meci mult mai frumos. Și normal că lasă faza să continui cu Tavi Popescu. Dacă am înțeles, nici nu știu dacă este Tavi acela, cred că este altcineva. Iese mingea, 4 minute adăugate pe plus și avea când să fluiere. Care era arbitru? Horațiu Feșnic. Ai conținut cu noi dacă-i. Acum normal că fluieri. Putea să fluieri la minutul 2. FCSB e Steaua, ce scrie acolo. Un cadru genial acolo. N-am înțeles nimica. Dorinel Munteanu puțin supărat. Am avut 6 șuturi pe poartă, 8 șuturi din care 6 pe poartă, FCSB 7 șuturi din care 7 pe poartă, dar se vede diferența. Eliminați din cupă, dar măcar în episodul următor vom intra în play-off și nu prea văd șanse. Mai sunt 5 partide până în play-off și garantat vom intra. Urmează o perioadă mult, mult mai interesantă. Păi băieți, dacă v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut transferurile pe care le-am făcut și dacă v-a plăcut acest match, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!